Întreținerea liftului costă, iar banii trebuie plătiți de către asociațiile de proprietari. Puțin sunt cei care știu însă că cei care locuiesc la parter nu au nicio obligație financiară pentru întreținerea și reparația ascensorului. Doamnelor și domnilor, nu în foarte multe blocuri din municipiul Zalău există lift. Însă, în acesta, spre exemplu, de pe strada Clujului, așa cum este cunoscută ea în rândul zălăoanilor, există un astfel de lift. Numai că foarte mulți locatari nu știu că atunci când se defectează un lift, responsabilitatea intervenției le revine evident locatarilor prin apelarea unui număr de telefon. Iar costurile vor fi suportate de către asociația de locatari, conform legislației în vigoare. Astfel, dacă rămâneți blocat conform legii, trebuie să existe neapărat un număr de telefon la care să puteți apela. Din fericire, în acest lift în care ne aflăm acum, există un astfel de număr de telefon, să sperăm că nu vor rămâne blocați. Nu trebuie să vă speriați, pentru că acele costuri pentru reparații nu vor fi suportate de către dumneavoastră, ci de către toți locatarii acestui bloc. Așadar, circulați fără probleme deocamdată cu lifturile din Zalău, pentru că ele sunt deocamdată conform legislației în vigoare. Să sperăm că nu vor fi înregistrate incidente majore.